Sports Polivalenta. Așa aruncă cea mai bună jucătoare din lume, se pare. Cristina Neagu ne cheamă. S-a lăsat liniște. Luptăm pentru Final Four-ul Ligii Campionilor cu echipa de campioane mondiale. CSM vs. Metz. Vineri de la 20:30 în direct la Digi Sport. Pentru cel mai important meci al sezonului din Cupa României, finala Final Four-ului între CSM București și HM Râmnicu Vâlcea, câștigătoare de din semifinală, se vor lupta în direct la Digi Sport pentru trofeu. Suntem Severin Călescu și Costi Pânăr și vom comenta pentru noastră această finală. CSM joacă pentru a patra oară la rând în finala Final Four-ului Cupei României. A pierdut primul Final Four la Baia Mare în 2015, apoi a câștigat la Cluj și la Ploiești. Din nou la Ploiești, CSM București încearcă să obțină a treia cupă a României și să egaleze rivala de acum 3-4 ani, HM Baia Mare, care are tot 3 cupe ale României câștigate. HM Râmnicu Vâlcea este în premieră în noua organizare într-o finală de Cupa României, însă recordul cupelor este deținut de fostul Olchim Râmnicu Vâlcea, 13 trofee. Iată că echipa din Vâlcea, care este continuatoarea de drept, să spunem, a fostului Olchim, revine după 5 sezoane în cupele europene. Erau foarte bucuroși conducătorii olteni, în frunte cu președintele Petre Berbecaru, care vă spuneam, alături de Ioan Gabrilescu, au fost mai bine de 30 de ani la timona Olchimului și au fost în cupele europene 32 de sezoane. Domnul Gheorghe Zbora era și dânsul emoționat alături de Mia Petru și Nico Cherecheș și Barbu, colegele sale pe banca tehnică, deoarece au reușit să dea lovitura cu Râmnicu Vâlcea și nu mai așteaptă sfârșitul de sezon ca să intre între primele trei. Iată echipa Vâlcii pentru finală. Da, HM Râmnicu Vâlcea cu trei portari, Marina Rajun, Diana Ciucă și Petra Blajec. Pe ultima probabil că nu o vom vedea, ea este în continuare accidentată. Apoi jucătoare de semicerc, Maria Gavrilă, Raluca Băcăoanu, Andreea Despi, Natasha Crânici, Marta Lopez, Carmina Manea, Sara Vukcevic, Elena Florică, Irina Glipco, Ines Guildi, Alicia Fernandez, Natalia Vasilevskaya și Alexandra Badea. Trebuie spus că HM Râmnicu Vâlcea a învins în semifinală ieri cu 29-23 Dunărea Brăila. Dunărea Brăila, care a câștigat medaliile de bronz după o victorie 28-24 cu Roman. Echipa Bucureștiului condusă de Per Johansson și Adi Vasile, Udriștoiu, Frafior, Gulden, Cura, Neagu, Jacobsen, Jorgensen, Engloba, Zaliu, Manea, Curtoviș, Niombla, Ungureanu, Hagman, Lopaci și Grubisic sunt cele 16 handbaliste pregătite de suedezul pe care l-aveți în imagine. La a doua partidă oficială pe banca CSM-ului venit în această săptămână la conducerea echipei în locul lui Harry Thompson, Cristina Năstase și Simona Stancu sunt arbitri acestei finale pentru prima oară în carieră. Fluere și domnilor, o finală, mai o supercupă la începutul acestui sezon. Și o semifinală de Final Four de Liga Campionilor. Să spunem că ne așteptăm la un meci cât de cât echilibrat, judecând după rezultatul obținut în campionat. CSM București a învins Vâlcea cu 27-24. CSM București, liderul din Liga Națională, 57 de puncte. Vâlcea cu un parcurs foarte bun, 39 de puncte. Fondul sonor este asigurat de Brigada Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, care a adus aproximativ 70-80 de fani din orașul vâlcean aici în tribunele sălii din Ploiești. Asistența, să spunem, mai numeroasă decât ieri, cam 3 sferturi de sală acum este plină față de ce am văzut ieri la semifinală. Este și o parte a galeriei bucureștenilor, aproximativ 20 de tineri în primele rânduri aproape de teren. Deci totul pare să fie ok din punct de vedere al spectacolului din tribună. Interesant că CSM București, care a avut aruncarea de începere, va întâlni Vâlcea și în următoarea etapă de campionat. Va fi interesant, va veni
revanșa, să spunem, imediat după această finală a Cupei României. CSM București a început cu Bela Gulden în centru, Line Jorgensen și Cristina Neagu, cei doi interi, Hagman și Gurea extreme, Frafjord pivot, în poartă este Elena Grubișici. Iată pe Cristina Neagu, Jorgensen, Gulden. Se apără bine la această primă fază și CSM București intră în amenințare de joc pasiv. Neagu încearcă o angajare pentru Frafjord, dar recuperează Vâlcencele. Razâm pentru Vasilevskaya acum, Despi Molnar, Glipco sărață pe faza asta la Vasilevskaya și primul gol pentru Vâlcea în finală. 1-0 Vâlcea, conduce Bucureștiul, Grubisic și are scuze colegilor că n-a putut să devieze. Aruncă și Gulden, deviază croata, Razum, două ratări pentru bucureștene, un gol pentru Oltenice, care au început mai bine finala. Da, Vasilevskaya, o jucătoare din Belarus, a dat primul gol și în semifinala de ieri împotriva Dunării Brăila. Iată acum pe ucraineanca Glipco în centru. Adespi este inter stânga, în inter dreapta Vasilevskaya, extremă dreaptă Alexandra Badea, o tânără de 19 ani. În stânga este Carmina Manea, pivot Sara Vukcevic. Glipco a primit de la Despi Molnar, se apără ușor agresiv Line Jorgensen acolo, 9 metri pentru HM. Remi Cuvâlcea le-a arătat schema, Despi Molnar a colegilor sale pentru a se intra într-o acțiune care poate să pregriteze poarta. Glipco aruncă și nu deviază nimeni, mingea nu este corner pe lângă. Faza a doua, Bucureștiul cu Neagu pentru Gurea de pe extremă, ușor dezechilibrată. Gurea a fost atentă să nu calce semicercul, dar a aruncat în bară. Fără gol Bucureștiul în două minute. Faza a doua cu angajare pentru Carmina Manea, care a ratat, a cerut și un foul, dar cele două arbitre nu au acordat. Și acum Hagman este liberă în extrema dreaptă și înscrie. Primul gol pentru CSM în finală, minutul 2 și 20 de secunde, reușește suedeza Hagman, care n-a fost titulară pe început de partidă, mai ține scrite, Per Johansson a fost cu Englund, extrema dreaptă, o găselință pentru suedezi, se gândea normal să nu facă multe schimbări sau de fapt niciuna între apărare și atac în perspectiva meciului cu Mes, probabil. Da, sunt câteva surprize, Costi, și la Vâlcea. Maria Gavrilă nu este în șaptele de început. Iată acum pe Vasilevskaya, Molnar din nou. Îi pasează Irinei Glipco, amenințare de joc pasiv pe atacul râmnicului Vâlcea. Acum Adespi aruncă, apără Grubișić. Prima minge scoasă de croată, Gulden pentru Cristina Neagu, Frafjord pe pivot, vine Gulden lansată, combină cu Jorgensen, a schimbat direcția daneza, dar a fost faultată de Glipco, fosta jucătoare de la CSM. Și pentru a continua ideea de mai devreme, Vukcevic apare în locul Ralucăi Băcăuanu, Marta Lopez, extrema, nu este în șaptele de start, e un septet surpriză alcătuit de colectivul tehnic de la Râmnicu Vâlcea, condus de Gheorghe Zbora. Gulden lasă mingea pentru Frafjord, dar aruncă și scoate croata Razum. Faza a doua pentru Oltenice, dar s-au repliat bucureștencele. Tranziția s-a închis pentru Râmnicu Vâlcea la jumătatea terenului. Nicio schimbare, iată, între apărare și atac la Râmnicu Vâlcea, un lucru important pentru cursivitatea jocului, dar n-au putut să le surprindă oricum pe bucureștence. Irina Glipco a câștigat cu CSM București primul titlu de campioană. Acum Adespi, o depășire, Vasilevskaya încearcă să o angajeze pe Vukcevic. S-au apărat bucureștencele cu fault, aruncare de la 9 metri pentru Râmnicu Vâlcea. Vukcevic între două adversare, Gulden și Frafjord la linia de 6 metri, acum a luat o primire și Line Jorgensen, interesant duelul celor trei. Vasilevskaya pasă pentru Glipco, din nou s-a pierdut din cursivitate la pasare. Glipco pentru Manea, a căzut Glipco, a pătruns Manea, a făcut pași. 9 metri. Rămâne 1-1 în minutul 5 cu atac pentru CSM București. Gulden, Neagu pentru Hagman, aruncare cu efect și gol marcat de Hagman. Al doilea gol al suedezei din extrema dreaptă. Nemulțumit domnul Gheorghe Zbora de Razum la această fază. A fost putea mult prea statică croata, dar asta i-a reproșat experimentatul antrenor al râmnicului Vâlcea. 2-1 pentru București în finala Cupei României, minutul 6. Gheorghe Zbora are 70 de ani, a
antrenat Râmnicu Vâlcea în a doua jumătate a sezonului trecut și înainte de asta încă o zi. Glico mimează pasa la pivot, vine Vasilevski, a lansat liberă despre Molnar, dar pasa a fost mult prea înaltă. Cartonaș galben primit de Frafior. Cristina Neagu își aplaudă colegele pentru efortul pe care l-au făcut în defensivă ca să blocheze atacul vâlcencelor. Pleacă marea în circulație. Glico pentru a despre Molnar, nici o aruncare de la set distanță, a angajat pivotul, scapă Vucevic, își recuperează Manea, apără extraordinar Grubisic. Golden, Jorgensen, Hagman, Hagman, Hagman ratează de data asta. Două goluri și o ratare pentru Natalie Hagman. Frumos plonjonul lui Grubisic de mai devreme. Apropo de ce vorbeam, câteodată pare apatică în poartă. Acum însă cu un plonjon extraordinar a reușit să scoată în acea situație 1-1. Interesant, avem duelul portarilor croații. Razum la Râmnicu Vâlcea și Grubisic pentru CSM București. Glico rămâne în centru, stânga Despi, dreapta Vasilevska, ea începe acțiunea tactică, pleacă și tânăra Badea în circulație de pe extrema dreaptă, Despi Molnar, schimbare de direcție, pasă cu mâna stângă, Glico lasă la extremă, Manea nu poate să atace zona, din nou Glico. Corner pentru Vâlcea pe aruncarea lui Despi. O aruncare care l-a amețit ușor pe cameramanul nostru de acolo. Gol marcat de Irina Glipco. Neagu pentru Gulden. Jorgensen pe culoar, dar au strâns bine oltencele. Iulia Curea și a fost în jucătoare la Olchim Râmnicu Vâlcea, altul de Cristina Neagu, de Paula Ungureanu, de Oana Manea. Ultimele două sunt pe banca de rezervă la CSM. Oana Manea n-a jucat ieri din cauza unor probleme la stomac, deci acum este 100%. Scapă Jorgensen, recuperează tot ea, Neagu în extrema stângă. Jorgensen în zona centrală, nu aruncă, vine Gulden. Joacă la pivot, aruncă Frafior din fault, apărare în semicerc, se întoarce faza cu 7 metri CSM. Da, cam aceasta este schimbarea față de lotul de ieri al CSM-ului. A intrat Manea în locul celui de-al treilea portar, Alina Iordache. În continuare nu face parte din lotul lui Per Johansson, Maida Mehmedović. Accidentată la nas, ea ne spunea ieri că e destul de bine și va juca cu Mes. Scoate foarte bine Razum această încercare a Izabelei Gulden de a-i trimite mingea printre picioare la 7 metri. Felicitată, vedeți Razum de colegele de la bancă. Atmosferă superbă la ambele echipe, atât în teren, dar și la băncile de rezervă. 2-2. Razum, o adevărată specialistă la 7 metri. Să nu uităm, ieri a scos 3 aruncări în semifinala cu Dunărea Brăila. În atac, HM Râmnicu Vâlcea, Glipco, Adespi, Glipco pentru Manea, Adespi, o depășire, se apără Gulden și o faultează pe Adespi, 9 metri. Lipsește Blajev în continuare de la HM Râmnicu Vâlcea, chiar dacă este pe foaie și pe bancă, nu cred că va juca pentru că are problemă la două degete de la mâna dreaptă. Aruncă Glipco, mingea a fost deviată de Frafior, dar prins Grubisic, dă contraatacul pentru Hagman. Gol pentru CSM. Prima oară conduce CSM-ul în partidă și numai Hagman a înscris. Da, trei goluri pentru Hagman. Putem spune că în acest moment e Hagman contra Râmnicu Vâlcea, 3-2. Vasilevskaya și Glipco a înscris până acum pentru HM Râmnicu Vâlcea. Îmi tot vine să-i spun HM Baia Mare, apropo de rivalitatea care a fost acum 3-4 ani. Acum aruncă Vasilevskaya o nouă paradă a Elenei Grubisic, care lansează imediat contraatacul pentru Curea, voltă, Curea și gol! Al patrulea gol al extremelor CSM-ului. Perfect a fost pasa de contraatac lui Grubisic. Vedem aici, după ce a prins mingea, expediat de Vasilevskaya. Fără să se uite, a dat contraatacul, a simțit-o pe Curea acolo deja. A prins Iulia foarte bine, a pivotat și a împins mingea peste Razum. Două goluri pentru CSM, de la 1-0 pentru Vâlcea. Cine știe, Costi, poate se va naște, cel puțin pentru sezonul viitor, o rivalitate între CSM București și HM Râmnicu Vâlcea. Râmnicu Vâlcea va deveni cu siguranță o forță și mai puternică în handbalul românesc prin transferurile pe care le va realiza, prin bugetul pe care îl are pentru cupele europene. Vă spuneam încă de ieri,
aruncă pe lângă poarta de stimul, dar Dumanska și Pricopi de la Craiova vor juca din vară pentru Râmnicu Vâlcea și vor mai urma și alte transferuri la echipa din Vâlcea. Excelentă combinație între Gulden și Frafior, norvegianca înscrie. 5 goluri date de linia de 6 metri acum a CSM-ului, deocamdată linia de 9 metri, niciun gol în această partidă, însă CSM conduce cu 5-2, time-out pe care îl cere Gheorghe Zbora. Miarădoia a comunicat mai mult cu interul stânga Despi și cu pivotul Sara Vukcevici. Ildiko Kerekeș a avut parte de ședința sa separată cu portarii. Cele două sunt colegii și la centrul de excelență de la Râmnicu Vâlcea, dar și pe la loturile de cadeți și juniori ale României. Două foste mari handbaliste ale României și ale Olchimului. Ildiko Kerekeș este și campioană mondială de tineret în 1995, vă aduceți aminte, în Brazilia. Cu acea generație extraordinară, Araujo, da? Cu Lecușanu, Amariei, Stăluța, Luca, Vărzaru, Bredeanu, a fost o generație extraordinară. A intrat Maria Gavrilă, cea mai bună jucătoare a lui HM Râmnicu Vâlcea în partida de ieri. Iată-o pe Glicu acum. A recuperat Cristina Neagu, contraatac, Hagman blocată de Gavrilă, n-a putut să-i paseze lui Frafior. Foarte repede s-a retras Gavrilă și a faultat-o la limita regulamentului, n-a primit nici galben. Foarte puternică Irina Glicu, a ținut-o pe brațul stâng pe Frafior. Vedeți că este diferență de talie de aproximativ 10 cm între cele două. Neagu, fără niciun gol până acum, Gulden până la Curea. Gulden, vine Jorgensen, volebalează mingea la Frafior și gol la vincul. Extraordinar merge în jocul combinativ al Bucureștiului pentru pivot, este un lucru important. Cu astfel de combinații, Costi, nu vom avea probleme cu franțuzoicele de la Metz. Să nu uităm, meciul tur în polivalentă, vineri, în vinerea mare de la 20:30, meciul va fi evident în direct și pe Digi Sport 1. Maria Gavrilă în centru, în stânga, acum Glipco, a ieșit Adespi, în dreapta Vasilevska, a Vukcevici pe pivot la Râmnicu Vâlcea. Glipco lasă pentru Vasilevska, de la 9 metri aruncă și o păcălește pe Grubisic, care s-a dus în dreapta, mingea stânga. Un gol important după câteva minute pentru Vâlcea. Chiar mă gândeam cine poate să arunce din linia de 9 metri a lui HM Râmnicu Vâlcea, evident doar bielorusa Vasilevskaya. Aceleași jucătoare, iată, pe atacul Bucureștiului și au trecut 13 minute din finală, se încălzește și Englo. Dar la marginea terenului, da, probabil va intra pe apărare. Gulden pentru Hagman, angajează din nou pivotul, luat în brațe, ca de obicei, de Glicu, foarte agresivă. Atenționată și Frafior să nu se mai rutească cu adversarul în spate, ca să forțeze eliminarea acestuia. Gulden, vine din nou Hagman, aceeași acțiune tactică, Cristina Neagu, depășire spre exterior, nu poate să prinde pe mâna stângă Frafior. Șansă pentru Vâlcea să mai reducă din diferență dacă fructifică acest pozițional transformat din faza a doua. Vukcevici apără cu umărul drept, extraordinar aici. Grubisic mai mult i-a dat Muntenegranca în braț. Da, bună evoluția lui Grubisic până acum, pe începutul finalei Cupei României. Cristina Neagu, primul său gol în această partidă. S-a bucurat și Per Johansson pentru că a reușit echipa sa să o pună în situație de gol pe Cristina Neagu. A văzut momentul în care Vukcevic a dat numărul lui Grubisic și golul Cristinei. 3-7 între București și între Vâlcea și București în finala Cupei României. Gavrilă, Glipco, Gavrilă, a intrat și Băcăuanu pe pivot, încet, încet trimite echipa care a început ieri. Acum Glipco, aruncă extraordinar, Glipco! Gol frumos marcat de ucraineancă. Și Glipco
s-a oprit cu capul în brațul drept al lui Frafior, de acolo a prins-o și a prins de coadă din cauza clisterului pe care le are pe palmă adversara, dar a scăpat până la urmă jucătoarea pe care o aveți în imagine. Indiferent de rezultatul finalei, HM Râmnicu Vâlcea va juca în Europa pentru România, în Cupa EHF, pentru că, logic, CSM-ul câștigă campionatul și va merge în Champions League, iar finalista va juca, spuneam, în EHF. Kurtovic, gol de Neagu. Kurtovic îi pasează lui Hagman. Golul 4 pentru Natalie Hagman. O singură ratare până acum, dar este mână sigură Hagman. O să vă dezvălui, doamne și domnule, ce le-a spus Gheorghe Zbor acum și a încurajat jucătoarele înainte de această finală. Le-a spus un singur lucru: faceți-le să se bată ca să vă bată. Da, două meciuri bune pentru CSM în acest sfârșit de săptămână, perspectiva partidei cu Metz din sfertul Ligii Campionilor. Spunea și directorul secției de handbal, Bogdan Vasiliu. Se va vedea vineri la 20:30, când este momentul adevărului pentru CSM în această competiție. Pe lângă poarta a aruncat Badea și a avertizată cu galben Cristina Neagu. Moment de liniște, suntem la jumătatea primei reprize. CSM București conduce în finala Cupei României pe HCM Râmnicu Vâlcea cu 8-4 și are și atacul. Neagu în centru, Bazaliu în stânga și Kurtovic inter dreapta. Așteptam ca Bazaliu să joace mai mult. Per Johansson o folosea și în finalul sezonului trecut din ce în ce mai mult pe Bianca Bazaliu, speranța handbalului românesc. Kurtovic acum, Bazaliu. Bazaliu pentru Neagu. Foarte bună angajarea pentru Curea. 7 metri. De mult vreau să vedem această acțiune la CSM, poate vom vedea și națională, cu Neagu în centru și Bazaliu inter stânga. Ar fi una dintre soluțiile care ar putea să aducă lucruri bune la CSM și la națională, să se mai odinească și Eliza Buceschi, care tot timpul are presiune la națională, pentru că trebuie să creeze pentru colegele sale din stânga și dreapta. Gol înscris de Neagu, primul din 7 metri, al doilea în partidă. Și poți continua, Costi, sperăm să o vedem și pe Curea, să o revedem pe Oana Manea, de ce nu? În fine, ideea este că nu trebuie făcută selecția cu buletinul în față, e lucru cert, nici la handbal, nici la fotbal, nicăieri, pentru că nu putem construi la nesfârșit atâta timp cât o avem pe Cristina Neagu în formă. Asta e părerea mea. Gavrilă pentru Vasilevska. A intrat Lopez pe extrema dreaptă, Vasilescu pentru Glico, vine lansat ucraineanca și aruncă pe tor superb. 5 goluri pentru Vâlcea în minutul 17 al finalei. Foarte rapid au repus bucureștencele. Frafior nu prinde mingea trimisă de Neagu în piciorul nordicei și contraataca extraordinar este parada reprizei până acum. Grubisic și singur cu Vasilescu, da. A ghicit-o, a hipnotizat-o pe adversară. Perfectă intuiția croatei. Da, iată cât în formă este Grubi și cine bucură acest lucru înaintea meciurilor de Liga Campionilor, sferturilor de finală, dublei cu Mes, atât de importantă pentru CSM București. Bazaliu, Neagu, Hagman, Neagu, Bazaliu, Kurtovic, Bazaliu, Bazaliu, o depășire, Kurtovic o angajează pe Frafior, scapă Frafior, poate duce contraatacul, dar nu se oprește jucătoarele de la HM Râmnicu Vâlcea. Cu siguranță aceasta este tactica lui Per Johansson și pentru meciul cu Metz, foarte multe mici pe pivot, este foarte mult jucată Frafior în aceste 18 minute, Inter a aruncat foarte puțin la poartă. Să ne amintim, Costi, de meciul făcut de Frafior unde în Danemarca contra lui Midtjylland, tot așa a avut 8 goluri și foarte multe mingi pe pivot. E o tactică, aș spune, făcută și în funcție de adversar, în funcție de apărarea centrală. Glipco își continuă forma extraordinară. Încă un gol marcat de Irina Glipco. 3 goluri pentru ucraineanca din Râmnicu Vâlcea în această finală. Acum a aruncat inteligent cu parchetul mingea sărită peste Grubisic. Vedeți câtă determinare pe fața Irinei Glipco.
3 goluri pentru București în finala cupei. Minutul 19, Curtovici, Neacu, Flafiord, rămâne Bazaliu și ea la 9 metri. Dacă se poate înălța să arunce, are un în greu. Hagman pleacă și ea în circulație, o așteaptă pe Neacu. Neacu aruncă normal și înscrie 6-10. Deloc nu s-au înțeles jucătoarele din apărarea lui HM Baia Mare. Nu s-au dublat tocmai la cea mai periculoasă adversară, Cristina Neagu. Ai zis Baia Mare până la urmă. Baia Mare am zis, nu? Râmnicu Vâlcea, îmi cer scuze. Gavrilă. Era mai ușor, îl chim, da, să spunem, îl chim. Gavrilă, Glipco, Vasilevska la 9 metri. N-am mai intrat adesprim mult, dar de ceva timp. Lopez, Gavrilă, Vasilevska, ea, schimbare de direcție extraordinară, pară și nu mai pară, este one man show aceasta, Irina Glipco pentru HM, Râmnicu Vâlcea. Neagu pentru Bazaliu, continuă faza cu Neon Bla apărută în extrema stângă, am văzut și ieri acest lucru. A și dat câteva goluri cu procedeu, dar ne așteptăm ca ea să vină prin învăluire și să arunce de pe Inter. Bazaliu aruncă exact pe portar, scoate Razum, dă contraatacul, vinge grea normal și prinde Curtovici. S-a grăbit groata Cristina Neagu, 3-4 această fază. Hagman, încă un gol de pe extremă, are procentaj de 5-6 până acum suedeza. Îmi place la Hagman faptul că se concentrează pe fiecare aruncare. În aer vede poziția portarului și aruncă în funcție de felul în care acesta stă în fața ei. Băcăoanu pentru Vasilevska, ea a intrat în glori centrul defensivei bucureștene. Foarte bine, Glipco, vă spuneam, face aproape tot ce vrea ea când atac și atacă mai mereu zona Cristinei Neagu. Da, mă bucur că în tribună este și președintele Federației, Alexandru Dedu. Poate mai avem timp să regândim un pic acel regulament cu străinii, condițiile în care o vedem pe Glipco jucând atât de bine. Glipco a rămas una din cele mai bune jucătoare din campionatul României. Curtovici aruncă pe centru, a fost însă faultat un cartonaș galben pe care îl primește Elena Florică. Costi, scuză-mă, consider că Glipco este la nivel prin ceea ce vedem astăzi cu vedetele CSM-ului. Corect, este cea mai valoroasă stranieră, să spunem, în afara celor care evoluează la CSM. Aruncă Bazaliu, incredibil, și mingea se duce în poartă. Aplaudată Bazaliu de toate colegele de la bancă, bate cuba cu ea și per Johansson. Se odinește Cristina Neagu, spuneam, de la atacul precedent. Suntem în minutul 22 al finale. Ați văzut Chiuleaua, marcă înregistrată. Bianca Bazaliu are o traiectorie uluitoare, mingea când pleacă din brațul acestei sportive. 7-12 București. Și cred că Per Johansson a gândit această strategie. Bazaliu a jucat doar cât 5 minute în meciul de ieri, atunci când semifinala era rezolvată potriva Romanului. Gol marcat de Marta Lopez din extrema dreaptă. Iată pe Bazaliu jucând minute bune atunci când meciul nu este decis. Ce este un lucru foarte bun pentru tânăra jucătoare din România. Îi spunem în continuare tânăra jucătoare pentru că are 20 de ani. Ne vine informația acum și de la Craiova, după ce v-am anunțat încă de ieri că Dumansca și Pricopii vor juca la Vâlcea. Cei din Craiova confirmă faptul că Dumansca și Elisei Ardean vor juca la Râmnicu Vâlcea Severin din sezonul viitor. Pricopii îi spun că va rămâne la Craiova, deci este bătălie mare pe aceste trei jucătoare. Este ca la cele operații cu mulțimi, știi, la asociativitate sau... Da. Cercurile da, care da, se da, întrepătrund. Exact. Da. Deci e ceva la comun. Dumansca, sigur, a rămas la reuniune acolo. Mai vedem ce se întâmplă cu Elisei și cu Pricopii. Deci, confirmă ambele părți, Dumansca va juca la Râmnicu Vâlcea. Deci, cum ar veni, am aflat un nou transfer, da, Elisei la Vâlcea. Da. Se întoarce la Vâlcea. Iată pe Marta Lopez, apără din nou Grubișici. Sigur, n-a avut cel mai bun unghi de aruncare Marta Lopez. Meci frumos, meci curit.
Buldan a primit de la Kurtovici în zonă grea, foarte agresiv. Glico este pe tot terenul și în apărare. Își dorește cu mare ardoare să producă și ea surpriza împreună cu colegele sale, dar chiar arată Glico pe teren că se bate cu toate vedetele Bucureștiului. 6 minute din prima repriză, 4 goluri CSM. Golden Kurtovici, Golden Vasaliu, jucăm fără Neagu, joacă CSM-ul fără Neagu. Iată acum pe Udrich Stoiu, apără extraordinar Rajum. Superbă și această paradă pe piciorul drept al lui Rajum. Unde s-a dus în transversală, vedeți în reluare, momentul în care Cărbuțul Udrich Stoiu n-a putut să o învingă pe croată. Maria Gavrilă, Băcăoanu, Vasilevska, ea pentru aeriană cu Glico. Din păcate n-a ajuns mingea la Glico și acum este blocată Udrich Stoiu, faultată de Vasilevska. Prima eliminare de 2 minute din finală. A simțit Vasilevska că acolo se duce mingea, era deja cu spatele normal la traiectoria balonului, zâmbește bielorus, a încercat să o blocheze cât se putea fără să-și ia eliminare, dar până la urmă ați văzut că a fost trimisă la bancă pentru 2 minute, execută. A venit din lateral, da. Vom înscris de cea mai bună jucătoare din lume, care acum este felicitată de Isabelle Gulden, care intră în locul său pe apărare, se odinește Cristina Neagu. Mai sunt 5 minute din prima repriză, 5 goluri pentru București în finala Cupei României. Printre picioare portarul a trimis Cristina Neagu. Prima oară apare pe teren cea de-a doua spaniolă la HCM Râmnicu Vâlcea, Alicia Fernandez. Ea a înlocuit portarul. Joacă cu poarta goală Vâlcea, această acțiune de atac, această inferioritate. Gavrilă în centru, Fernandez, Gavrilă, Glipco. Glipco, ce va mai inventa ucraineanca? Gavrilă, Fernandez, n-are continuare pentru că ieșise Marta Lopez, se ducea către schimbare. Gavrilă pentru Glipco, faultată Maria Gavrilă, 9 metri. N-a ieșit acțiunea din prima, Lopez vrea să ducă la schimbare, până la urmă a rămas la jumătatea terenului și s-a întors la acest poziționat prelungit al echipei sale. Gavrilă pentru Băcăoanu, Glipco a ajuns pe la vreo 12 metri, atacă Glipco, trimite mingea între două echipiere. În prepasiv Vâlcea aruncă în bară Gavrilă. Out pentru CSM. A revenit Rajum în poarta Vâlcii. Liberă Udrich Stoiu, apără Rajum, extraordinar. Duel al portarilor, echilibrat să spunem, între Elena Grubišić și Marina Rajum. Cele două croate parcă sunt motivate una de cealaltă, parcă joacă locul la națională. E posibil să se întâmple acest lucru. Da, Rajum poate își joacă locul chiar la Râmnicu Vâlcea, poate îi va convinge pe conducător să-i prelungească contractul din vară, îi expiră înțelegerea la sfârșitul acestui sezon. Și vine Dumasca, nu? Da, asta e clar. 7 metri pentru Oltence. Florica a apărut în pivot și a fost faultată, aruncare de la 7 metri așadar. Tot Irina Glipco se pregătește să execute aruncarea. Gol marcat de Glipco, cea mai bună marcatoare a reprizei. Se bate pentru titlul de golgheter a finalei cu Hagman. 3 minute și suferință la banca Vâlcii. L-ați văzut pe domnul Gheorghe Zbura, care respira ușor mai greu, că echipa sa i-a dat emoții și oricum este în joc. Râmnicu Vâlcea este cel mai important, să țină ritmul în fața CSM-ului, care pune presiune acum. Oana Manea aruncă în bară după angajarea venită de la Cristina Neagu. Despre Molomar își calmează colegele, este și la schimbare și intră Gavrilă. Singura schimbare între apărare și atac acum la Vâlcea. Da, aruncat în bară ceva mai devreme, spuneam, nu este complet refăcută Oana Manea, dar iată, poate duce această partidă și ea, așa cum spuneai tu, Costi, fostă jucătoare la Dream Team-ul Olchimului. Gavrilă este blocată de Gulden.
Glipco a primit-o de la Vasilescu, Florica pe stânga. Glipco aruncă extraordinar, era bătută. Grubisici din bară recuperează Pârvuț din fața lui Glipco și înscrie cu calmă Curea. Încă un minut și jumătate din prima repriză. O primă repriză superbă de nivel european între CSM București și HM Râmnicu-Vâlcea. Gavrilă, Glipco, Gavrilă, Vasilevskaya, linia de 9 metri a lui HM Râmnicu-Vâlcea, Gavrilă scapă, tot ea recuperează, Vasilevskaya aruncă din nou în bara transversală. Normal a vrut să dea tare sub bară, dar mingea n-a ascultat-o, să aruncă extraordinar la sacrificiu Putovici. N-au fost atente jucătoarele de la Vâlcea, puteau recupera ușor această minge. Zâmbește Gulden pentru șansa pe care a oferit-o Putovici să țină mingea în terenă. A dus Săniuță în plonjon după acea minge. Iar Gheorghe Zbora a lăsat senzația mare, puțin și intră dânsul în teren pentru a recupera mingea. Și time-out cerut și de Per Johansson. Ați văzut ultima reușită a CSM-ului. Și bara acum pentru Vasilevskaya. Pentru Curtovici, care nici n-a fost titular început de meci, s-a jucat cu Jorgensen la fel ca și ieri. Am avut două goluri spectaculoase ale Bucureștiului, chiar trei, să nu uităm și Bazaliu de la 9 metri. Bazaliu, Neagu și Curtovici cu o reușită spectaculoasă de la 9 metri. 6 goluri CSM față de Râmnicu-Vâlcea în ultimele 20 de secunde ale primei reprize. Gavrilă, Vasilevskaya, Gavrilă, joacă foarte aproape de adversar. Irina Glipco nu poate să arunce și scoate, da, apărare în semicerc inteligent. Maria Gavrilă, care și a crescut mult, s-a maturizat la Vâlcea și probabil și-a găsit locul cel mai bun în handbalul românesc după ce a mai fost, spuneam, la Craiova și la Slobozia. Să nu uităm și de Ploiești, acea echipă nu mai este Liga Națională. Gol marcat de Irina Glipco, care stabilește scorul la pauză. CSM București conduce pe Râmnicu-Vâlcea în finala Cupei României cu 15-10. Revenim în 10 minute cu o repriză secundă, sperăm la fel de spectaculoasă.